Mii de bălțeni continuă să îndure frigul în propriile apartamente. Asta pentru că agentul termic încă nu a ajuns în toate blocurile de locuit. Potrivit reprezentanților CET Nord, aproape 200 de blocuri nu au fost conectate la căldură. Între timp, familiile cu copii încearcă să facă față frigului din locuințe, pentru ca odraslele lor să nu răcească. Целый день камин. У меня двое детей. Вот ждем отопления. Не знаем, почему нет. Iar în unele blocuri unde agentul termic a fost deja livrat, a apărut o altă problemă. Nu toți locatarii se pot bucura de căldura din apartamente. Totul din cauza aerului care nu a fost eliberat la timp din sistemul de încălzire, dar și a proprietarilor apartamentelor de la etajele superioare, care sunt de negăsit. La bucătărie este, dar la camere sunt reci, nici nu au fost calde. Și la bucătăria 8 și tot reși. Mi se pare că vecinii nu locuiesc acolo, dar ei în fiecare an au grijă să vii să dai drum la aer. Dar văd că anul este. De la CET Nord n-au fost, am zis că să apelez să văd. Olga Munteanu este mama a doi copii mici, iar peste o săptămână urmează să-l nască pe al treilea. Ea spune că în casă este prea frig, mai ales pentru un nou născut. Mai mult, femeia se teme că va trebui să plătească pentru căldura care nici nu a ajuns la ea în apartament. Deloc nu a fost cald, strici că gheată. Am doi copii la grădiniță și că când seara îi aduc acasă la grădiniță, îi încălzesc cu asta, că pentru că era cu roșu, dar de două zile. Da, se rezolvă mereu de problema că... E frig tare, că așa copiii îngheață de frig. Și acest bărbat spune că familia sa este nevoită să doarmă îmbodolită pentru a nu provoca o răceală. Замерзаем, вот одеты спим. Вот у соседей есть тепло, а у нас нет. Вот наш стояк этот. Главное, подача идет через кухню и потом идет в комнату. И ни грамма тепла нет. Холодно, холодно же. Потройте сами. Și aici de vină ar fi vecinii de la ultimul etaj, care nu locuiesc în apartament și nici nu au eliberat aerul din calorifere. Жена позвонила, она говорит: "Мы разберёмся". Она вчера вечером ей звонила. Говорит: "Мы разберёмся". Как разберёмся? Вот до сих пор ждём. Потривит reprezentanților CET Nord, la moment, din cele 723 de blocuri din gestiune, 530 au fost conectate la agentul termic, iar alte 193 de blocuri locative vor avea căldură în următoarele zile.